Deputații blocului Victoria au fost ținuți de nou la ușa sălii de ședințe a Parlamentului, iar polițiștii chemați pentru a interveni au strâns din umeri, declarând că nu au dreptul să intre în legislativ. Compania aeriană Fly One introduce reguli drastice pentru pasagerii cursei Revan-Chișinău. Oamenii vor trebui să facă dovada provenienței banilor pe care îi au, iar asta în pofida faptului că legea nu-i obligă să declare acest lucru. Ce alte măsuri dure vor fi aplicate, vă spunem la știri. Încă două școli din țară vor fi închise, de această dată în raionul Taraclia. Ambele școli sunt cu predare în limba rusă, iar una dintre ele a fost renovată recent. Sindicatele cer autorităților să stopeze vârsta de pensionare la 61 de ani pentru femei. Un proiect de modificare a legii a fost expediat Parlamentului pentru examinare. Deputații blocului Victorie nu au fost lăsați din nou să intre în sala de ședință a Parlamentului. Angajații din pază și securitate au blocat accesul parlamentarilor. Aleșii poporului, decizia șefului legislativului care le-a interzis accesul la 5 ședințe consecutiv a fost contestată, iar potrivit regulamentului, pe perioada examinării contestației, interdicția se anulează. Chiar și așa, intrarea nu le-a fost permisă. Dați-vă, vă rog, într-o parte, noi suntem la ședința Parlamentului. Hotărârea este suspendată, înțelegeți? Chimați pe cineva din conducerea voastră, pentru că o să răspundeți pentru asta. Grosul nu o să vină la voi în 13, nu o să vină, să știți. Stați acolo singuri. Nimeni nu o să vină să vă salveze ceea ce faceți. O să răspundeți pentru asta, dați-ne voie să intrăm. Hotărârea este suspendată. Deschideți legea și o citiți. Voi o încălcați. Îngrădiți dreptul de acces deputaților în Parlament. Voi înțelegeți ce faceți voi? În acel moment, președintele Parlamentului oferea un interviu jurnaliștilor, iar deputații care au scandat nu au ezitat să-și manifeste dezaprobarea față de deciziile abuzive ale speakerului. Jos grosul! Jos grosul! Jos grosul! În replică, Grosu a spus că deputații au venit cu agenda de la Kremlin. Mai apoi, șeful legislativului a intrat la ședința Parlamentului, fără a se opri pentru discuții cu deputații, iar parlamentarii din opoziție au fost bruscați de ofițerii Serviciului de Protecție și Pază de Stat, în timp ce aceștia îi asigurau trecerea lui Grosu. Ulterior, deputatul Marina Tauber a chemat poliția, explicând că, în ciuda faptului că decizia președintelui a fost contestată, deputaților nu le este permis accesul în sala de ședință a legislativului. Noi am depus acest document, cererea prealabilă, cererea de suspendare, prin care se suspendă decizia care a fost luată anterior, din 13 iulie, că noi nu avem acces la ședințele Parlamentului. Respectiv, noi avem dreptul să intrăm la ședință. Conform codului administrativ, criticios administrativ, din momentul înregistrării cererii de suspendare, hotărârea atacată prin această cerere este suspendată automat de drept. Deci nu are forță juridică. Oamenii legii au înregistrat cazul, dar le-au spus parlamentarilor că nu au voie să intre în clădirea Parlamentului. Cum este posibil? Noi am apelat la poliție pentru a face treaba dumneavoastră. Deputații blocului au declarat că vor cere pedepse aspre pentru ilegalitățile comise de partidul de la guvernare. Acest act cu caracter individual în raport cu noi are o conotație strict politică și va fi anulat prin judecată, mai devreme sau mai târziu, cu toate efectele declarării ilegalității acestuia pentru toți complicii acestei crime. Am solicitat un comentariu de la reprezentanții puterii, dar deocamdată nu am primit un răspuns. Amintim că la mijlocul lunii iunie, deputații blocului Victorie și câțiva parlamentari ai blocului comuniștilor și socialiștilor au blocat tribuna centrală a Parlamentului, protestând în acest mod față de gestul președintelui Igor Grosu, care nu i-a permis deputatului Denis Ulanov să ia cuvântul pe marginea unui proiect de lege dezbătut în ședință. În rezultat, majoritatea parlamentară PAS a adoptat o sancțiune față de parlamentarii
parlamentari, prin care le-a fost interzisă participarea la următoarele 5 ședințe plenare. În semn de protest față de încălcarea drepturilor opoziției, deputații blocului comuniștilor și socialiștilor au boicotat ședința, iar vicepreședintele Parlamentului Vlad Bătrâncea a declarat că ceea ce s-a întâmplat joi cu deputatul Unanov reprezintă o încălcare sistematică a drepturilor opoziției. Prin interzicerea expunerii opiniei și-au propus să-i fie acordat votul de neîncredere speakerului Igor Grosu. Ulterior, blocul politic Victoria a cerut revocarea din funcția lui Grosu. Membrii grupului spuneau că au elaborat proiecte de hotărâri cu privire la inițierea procedurilor și au îndemnat deputații din opoziție să susțină inițiativa. Anterior, Asociația Promolex a remarcat repetate rânduri în rapoartele sale încălcările comise de majoritatea de la guvernare, încălcarea drepturilor legale ale opoziției și reglementărilor parlamentare, inclusiv a remarcat comportamentul președintelui Igor Grosu. Președintele Partidului Șansă și membru blocului politic Victoria, Alexei Lungu, care a fost reținut miercuri în cadrul protestului de la judecătoria Chișinău, sediul Buiocani, s-a ales cu un proces penal pentru hooliganism. Totodată, în privința sa, a fost deschis un act administrativ pentru nesubordonare. Despre asta a declarat pentru IPN șefa secției comunicare și protocol a Inspectoratului General al Poliției de Anafetcom. În reacție, Lungu susține că nu este la curent cu acțiunile întreprinse de poliție. Trebuie să aflu și eu motivul pentru care IGP-ul cu atâta repeziciune și cu atâta viteză a reacționat, ca să pot comenta. În Inspectoratul de Poliție Buiucani mi s-a făcut un proces administrativ pentru așa numită nesupunere. Aici vreau să menționez un singur moment. În timpul în care mă aflam în fața judecătoriei centru cu sediul la Buiucani, nu am primit din partea polițiștilor în uniformă vreo indicație, vreo solicitare sau, cum spun ei, vreun ordin. Absolut niciun fel. Am fost ridicat pe sus la indicația comisarului de Buiucani, care a strigat să fiu reținut pentru 72 de ore. Nu am deteriorat niciun bun al statului, așa cum scriu cei de la IGP. Miercuri a fost dus cu forță la Inspectoratul de Poliție al sectorului Buiucan liderul Partidului Șansă, Alexei Lungu, venit la un meeting la judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unde a avut loc ședința de judecată în dosarul în care bașcanul găgăuzi Evgeni Aguțul și o secretară din cadrul oficiului central al Partidului Interzis Șor sunt acuzate de acceptarea finanțării din partea unui grup criminal organizat. Potrivit lui Lungu, el a fost luat pe sus după ce le-a spus polițiștilor care au cerut protestatarilor să se îndepărteze de sediul judecătoriei la 25 de metri, că va decide cum să procedeze după discuții cu juristul formațiunii. Nu a primit nicio explicație pentru reținere și când era la secție un timp îndelungat, avocatul său nu a putut lua legătura cu el. Mulți juriști au catalogat drept inacceptabile acțiunile oamenilor legii în privința lui Alexei Lungu. Într-un comentariu pentru Canal 5, expertul în drept Teo Cârnaț a spus că asta este o încălcare gravă a drepturilor omului. Avocatul Iurie Mărgineanu a declarat că în timpul reținerii prezența avocatului este obligatorie. Iar prin acțiunile lor, autoritățile arată că o agonizează și consideră opoziția nu doar un doșman al statului, ci și unul personal. Reprezentanții Partidului de la Guvernare, Acțiune și Solidaritate vor insista să găsească până la urmă o modalitate prin care antreprenorilor din Găgăuzia să le fie restituită taxa pe valoare adăugată, anume din bugetul autonomiei și nu din bugetul de stat. Președintele Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, deputatul PAS, Radu Marian, a declarat în cadrul unei emisiuni de la Radio Moldova că prevederile prin care agenților economici din regiunea Găgăuză, care contribuie la formarea bugetului autonomiei, li se restituie taxa pe valoare adăugată din bugetul de stat, vor fi contestate la Curtea Constituțională.
Planul inițial era să venim cu un alt proiect. Acum noi am analizat situația și am zis că mai degrabă să mergem pe sesizare la Curtea Constituțională, întrucât acele amendamente care au fost aprobate în 2013, dacă nu înșel, ele au fost aprobate călcând Constituția, pentru că ele au fost aprobate fără avizul Guvernului. Ori Constituția spune foarte clar că orice amendament, orice lege care are impact bugetar, ea trebuie să primească avizul Guvernului. Acest lucru nu s-a întâmplat și noi mai degrabă să mergem pe procedură. Dacă Curtea Constituțională cumva mizează foarte mult și prețuiește respectarea procedurii, atunci noi o să mergem pe sesizare la curte. Noi lucrăm la ea. În octombrie anul trecut, Parlamentul a aprobat modificări la codul fiscal, conform cărora restituirea TVA-ului plătit de întreprinderile Tinga Găuzia se face din bugetul autonomiei și nu din cel de stat, așa cum a fost aproape 20 de ani. Autorul inițiativei legislative, deputatul PAS, Radu Marian, a declarat anterior că este un proces dureros pentru cei care se bucură de acest privilegiu, dar este necesar pentru o mai mare dreptate în societate. Dacă colectați TVA de la agenții economici, atunci fiți amabil și participați la restituirea acestor taxe, a spus atunci deputatul PAS. Modificările au intrat în vigoare la 1 noiembrie 2023. Reprezentanții Găgăuziei susțineau că nu pot restitui integral TVA-ul, întrucât nu toată suma din taxă merge în buget și că asta duce la pierderi semnificative și finanțarea insuficientă a proiectelor sociale importante. Proiectul a fost criticat de bașcanul Evgenia Guțul, dar și de deputații din regiune, care s-au arătat nemulțumiți de decizia guvernării de a le tăia din buget. Ulterior, un grup de deputați socialiști, dar și membri ai Adunării Populare a Găgăuziei, au sesizat Curtea Constituțională, care a declarat prevederile respective din codul fiscal drept neconstituționale, așa încât, în conformitate cu decizia curții, restituirea taxei se face din bugetul de stat. Gestionarea achizițiilor sau transferul eșuat al spațiilor comerciale ale aeroportului în cadrul achizițiilor eșuate arată clar neputința Agenției Proprietății Publice, precum și faptul că statul își administrează extrem de prost proprietatea. Asta a declarat președintele Coaliției pentru Unitate și Bunăstare, Igor Munteanu, în platoul postului TV în 4. Modalitatea în care, de exemplu, s-au gestionat achizițiile sau transmiterea spațiilor comerciale prin achiziții eșuate arată foarte clar lipsa de capacități a APP-ului și a oamenilor care încearcă într-un fel să-și asume aceste laude. Ar fi fost o idee să căutăm un alt manager. Ar fi fost o idee, într-un fel, să... Să înțelegem de ce investitorii nu se bat pentru aeroportul Chișinău. Sau poate se bat, dar învăluit oarecum în obscuritate, cum a fost cu Lagardero, care până la urmă își rezolvă, am impresia, interesul de a ocupa spațiile. În condițiile în care procuratura deja a spus că va iniția niște investigații pe deciziile care s-au luat. Totul plutește într-o largă obscuritate. Liderul Coaliției pentru Unitate și Bunăstare consideră că în ultima perioadă calitatea serviciilor în aeroport a scăzut foarte mult și a atras atenția asupra problemelor de personal. Sunt foarte nemulțumit de serviciile oferite în aeroport. Eu am stat o oră jumătate la controlul de pașapoarte săptămâna trecută. Infrastructura este indisponibilă, adică nu există suficiente terminale. Felul în care a plecat fostul director a aeroportului a rămas în continuare evaluat în mister, pentru că nu a existat o investigație de ce pleacă managerii de bună calitate din acest sistem. Evident, explicația atunci s-a dat, domnul Vozian, mi-aduc aminte, a spus că el nu mai tolerează să fie sunat și să-i se spună ce să facă din partea unor oficiali ai statului. Canal 5 a solicitat o reacție de la Agenția Proprietății Publice. Purtătorul de cuvânt, Ghenadie Vasilache, ne-a spus că în calitate de instituție de stat, APP nu comentează declarații politice. De menționat că săptămâna trecută fostul lider al platformei DA, Andrei Năstase, a depus o sesizare la Procuratura Generală și cea Anticorupție, prin care cere investigarea schemelor ilegale de influență a procesului de atribuire a spațiilor comerciale din incinta aeroportului Chișinău. Năstase susține că tot ce s-a întâmplat în ultima vreme în acest caz ne arată că există
există un grup compus din membrii guvernului, ai Agenției Proprietății Publice și deputați PAS, care încearcă prin orice mijloace să ofere spații din incinta erogării unui protejat, ca urmare a unor înțelegeri făcute la cel mai înalt nivel. Procuratura Generală și cea anticorupție ne-au comunicat că sesizarea a fost înregistrată și urmează a fi examinată potrivit legii. Purtătorul de cuvânt al fracțiunii PAS, Adriana Vlas, și cel al guvernului, Daniel Vodă, ne-au spus că nu comentează adresarea lui Năstase. Acum câteva luni și fostul premier Ion Chicu a depus un denunț la procuratură și a cerut ca persoanele care au decis transmiterea în locațiune a activelor aerogării să fie identificate și trase la răspundere, pentru că tenderul ar fi organizat cu abateri grave de la normele legale și în detrimentul intereselor statului. În 21 iunie, cea de-a treia licitație pentru închirierea spațiilor comerciale de la aeroportul Chișinău a fost amânată din nou, după ce Curtea Constituțională a declarat neconstituțional amendamentul propus de deputatul PAS Radu Marian și votat de Parlament, care prevedea extinderea termenului de închiriere a spațiilor din incinta aerogării de la 3 la 5 ani. Mai mulți politicieni din opoziția parlamentară și cea extraparlamentară au criticat modul și condițiile de participare la tender, invocând că în spatele unor scheme și interese de la aerogară ar sta ministrul infrastructurii Andrei Spânu, acuzații respinse de către acesta. Licitațiile de la aeroport au intrat în vizorul procurorilor anticorupție, care însă după o perioadă au declarat că nu există temei pentru pornirea unui dosar penal, dar care susțin că rămân a fi cu ochii pe ceea ce se întâmplă acolo. În Republica Moldova, femeile ar trebui să iasă la pensie la vârsta de 61 de ani, iar pragul de pensionare atins recent ar trebui menținut, sunt de părere cei de la Confederația Sindicatelor. Un proiect pentru modificarea legii privind sistemul public de pensii a fost expediat Parlamentului pentru examinare. Sindicaliștii cer autorităților să examineze posibilitatea de a stopa majorarea vârstei de pensionare a femeilor. Ca o alternativă pentru a nu modifica legislația, se propune instituirea unui moratoriu pentru o anumită perioadă, așa încât să fie oprită creșterea plafonului de pensionare a femeilor până la 63 de ani, cotă la care urmează să se ajungă până în 2028. Unul dintre motive este nivelul scăzut de viață în țara noastră, în comparație cu multe alte state europene. La momentul de față, au ajuns în prag de pensionare femeile care au 34 de ani cotezați, dar care au trecut prin diferite perioade nu din cele mai bune ale dezvoltării țării noastre. Adică mă refer la condiții de muncă, condiții de tranziție, salarii mici, creșterea copiilor foarte mulți în condiții de lipsă de creșă, de grădiniță, și ar fi bine din partea guvernanților ca acest moratoriu să fie instituit. Nu este prima oară când Confederația Sindicatelor își exprimă dezacordul privind majorarea vârstei de pensionare pentru femei până la cea la care se pensionează bărbații, de 63 de ani. Este foarte corect ca să se respecte egalitatea de gen, dar să nu uităm că în Republica Moldova și speranța de viață, dar și grijile pe care au fost de-a lungul anilor puse pe seama femeilor au îmbătrânit foarte mult femeile noastre, mulțime de îmbolnăviri, și considerăm că e precoce de a vorbi despre o vârstă de pensionare egalată cu țările europene, acolo unde și salariile sunt mari și au fost mari și condițiile de muncă au fost bune. De 80 de ani, asta e speranța de viață în Europa. La noi e cu mult mai mică. Pentru o reacție l-am sunat pe ministrul Muncii, însă acesta nu a răspuns la apelurile și mesajele noastre. Reprezentanții serviciului de presă din cadrul ministerului ne-au comunicat că vor veni ulterior cu o reacție. Conform statisticilor Confederației Naționale a Sindicatelor, în Republica Moldova anual se pensionează în jur de 20.000 de salariați, dintre care între 56 și 58% sunt femei. Conform Biroului Național de Statistică, în anul 2022, speranța medie de viață pentru bărbați care au atins vârsta de
65 de ani era de 12 ani, iar pentru femeile ajunse la aceeași vârstă de 15,7 ani. De menționat că la nivelul țărilor UE, la fel potrivit datelor din 2022, speranța de viață la 65 de ani în cazul femeilor constituia în medie 21 de ani. Precizăm că vârsta de pensionare se majorează treptat până la 63 de ani, atât pentru bărbați cât și pentru femei, începând cu 1 iulie 2017. De atunci, plafonul a crescut cu câte 4 luni pentru bărbați până în iulie 2019, când a ajuns la 63 de ani. De asemenea, pentru femei, vârsta de pensionare continuă să crească cu câte 6 luni până la 1 iulie 2028. Guvernarea a sporit finanțarea pentru armată, dar nu are bani de școli, așa că le închide. Tot din cauza lipsei de resurse, la cât pe ușă din septembrie își va pune și gimnaziul cu predare în limba rusă Sofievka din raionul Taraclia. Copiii vor fi transferați într-o altă instituție de învățământ, spune administrația gimnaziului. La noi e școala activat până pe 31 mai, dar acum când s-a pus întrebarea despre deschiderea clasei întâi, așa cum de câțiva ani de când am devenit filială, prima clasă nu se deschide, iar copiii noștri merg la altă școală, păi părinții au mers la domnul Filipov și au discutat de două ori, dar domnul Filipov a spus că prima clasă nu o deschide, iar școala va fi închisă. În luna mai au venit, ne-au anunțat, a fost adunare și ne-au spus că nu sunt resurse financiare și școala va fi închisă. Șefa instituției ne-a mai spus că gimnaziul a fost modernizat de curând, cu susținerea părinților și a localnicilor. Oamenii au vrut să contribuie pentru ca micuții să aibă toate condițiile necesare, dar se pare că efortul lor financiar a fost făcut în zadar. Reparația în școală am făcut-o în 2017, în prima etapă. Prima galerie a fost unită cu clasele gimnaziale și cu cantina, iar în a doua etapă, în 2018 vara, am unit clasele gimnaziale cu clasele primare, pentru a îmbunătăți condițiile pentru elevii noștri. Ca să nu meargă prin ploaie, am unit aceste trei clădiri și acum cu toții suntem sub același acoperiș. Profesorii care activează în acest gimnaziu de când au ieșit de pe băncile facultăților ne-au spus că cel mai probabil vor rămâne fără lucru, pentru că acolo unde vor fi transferați copiii sunt suficienți profesori. Eu consider că sunt asemenea riscuri, deoarece în școala care doresc să ne transfere, acolo sunt profesori de istorie și mi-e frică că posibil eu nu o să am ore pentru a munci. Eu am 4 copii, care 2 merg la această școală și desigur eu doresc ca să fim pe loc, să muncim aici cu copiii mei. Pe închiderea școlilor sunt indignați și părinții. Ei spun că dacă școala se va închide, satul va muri. Eu nu vreau să dau fata din școală, deci e s-o deprins foarte tare și nu vreau să o dau din pricina că tot din satul Vecenas, din Drușița. Și tot așa e foarte departe. Eu am 3 fete la școală, 2 în clasa 1, 1 în clasa 4. A 4-a fată la mine la grădiniță. Și le vine foarte greu că să le trimit dintr-un sat în altul. Ele sunt fete, acolo sunt copii mai mari, sunt din clasele primare care o să le obișnuiască. La nas și școala cum e aici, aici ne știm cu părinții. Acolo părinții sunt diferiți, noi aici toți suntem diferiți. Eu nu vreau deloc copiii mei să duc în școală străină. Я здесь учился и вырос здесь, в этом селе. Eu am învățat și am crescut în acest sat și vreau ca satul meu să trăiască, dar fără această școală, satul pur și simplu va muri, pentru că anume școala dă viață. Noi avem în școala noastră condiții minunate pentru ca copiii să învețe. Eu am crescut și învățat în această școală, dar atunci condițiile erau mult mai rele decât acum. Copiii din Sofievka ar urma să meargă la gimnaziul Sfinții Chiril și Metodiu din satul Albota de Sus, adică la o distanță de 4 km de localitatea lor. Echipa Canal 5 a mers să vadă cum arată această școală, dar a găsit-o închisă. Pereții șerpuiți ai WC-ului de afară ne-au făcut să înțelegem însă că micuții vor trebui să meargă la baie prin ploaie, vânt și ger, adică fără niciun fel de condiții. La cât la ușă își va pune și gimnaziul grădiniță Nicolae Gogol din satul Musaitu, tot cu predare în limba rusă, iar copiii vor merge la gimnaziul din Budăi, tot din raionul Taraclia. Нас давно пугали о том, что нас
Pe noi de mult ne-au speriat că școala se va închide, dar parcă nu vroiam să credem asta. Însă la ședința cu directorii ne-au spus că într-adevăr școala va fi închisă. Deci ne vor lichida de tot și vor fi transferați la Budăi. Mie deja mi-au spus că ating plafonul de vârstă și de aceea voi trebui să plec. Primarul raionului Taraclie a declarat pentru Canal 5 că prin închiderea școlilor puterea încearcă să economisească bani. Problema cu închiderea școlilor na po всей республике. Problema cu școlile închise este în toată Moldova, deoarece guvernarea noastră a decis că în așa mod vor economi. Eu categoric nu sunt de acord cu asta, dar mai mult decât asta, nu sunt de acord cu modul în care ei fac asta, deoarece copiii care primesc o învățătură rea nu vor putea în viitor să devină specialiști buni. Amintim că pe lângă gimnazii, Ministerul Educației închide colegii, școli profesionale și universități. Un proiect al Ministerului Educației, care urmează să fie supus consultărilor publice, prevede reorganizarea mai multor instituții de învățământ tehnic și fuzionarea lor cu unele colegi din țară. Este vorba de 6 școli profesionale și 2 colegii. Până la absolvire, elevii își vor face studiile în sediile existente, iar profesorii care rămân fără loc de muncă vor primi indemnizații. Totodată, de la început anului trecut, Ministerul Educației a reorganizat câteva instituții de învățământ superior, chiar dacă reforma a stârnit nemulțumiri și proteste în rândul rectorilor. Un alt proiect al Ministerului prevede trecerea copiilor din gimnaziu cu un număr mai mic de 50 de copii la cele 35 de școli modele pe care vrea să le creeze. Potrivit unui proiect de lege, Ministerul Educației va oferi 1000 de lei per elev părinților care vor accepta să-și dea copiii la școli mai mari. Satul Mihălașa din raionul Telenești este o localitate izolată de civilizație. Deși se află la doar 3 km de centrul raional, ba chiar face parte din componența administrativă a acestuia, aici nu este nici sistem de canalizare, nici punct medical și nici oficiu poștal. Tot ce a mai rămas din instituțiile de menire socială este o casă de cultură, iar pe deal o biserică. Localnicii spun că își doresc cel puțin un magazin în sat să nu fie nevoit să se deplaseze pentru o pâine la raion. Nu avem nimic, din păcate ne-au închis și oficiul poștal, ne-au închis și școala și au rămas bisericile. Era cândva când am venit, eu nu sunt originară din Mihălașa, sunt din alt sat, când am venit era școala, era punct medical, s-a făcut mai târziu, dar oricum era. Acum au închis și oficiul poștal chiar și este foarte multă lume, că eu ca lucrător, că sunt lucrător la Poșta Moldovei. Avem nevoie și în sat, dar dacă nu-i posibilitate, putem să facem noi. Pensia când ne-a rădicat mai mărișoară, merge noi, da. Restul, mai aduce Poșta Lionu acasă. Oamenii din sat spun că există doar un singur microbuz care le asigură circulația până la Telenești, însă și acela merge prin sat doar de dimineață, iar la amiază, prin soare, oamenii sunt nevoiți să ajungă acasă pe jos. Foarte greu lumea se deplasează dincolo, nu avem chiar nicio rutieră să venim. Vine o rutieră străină din alt sat și ia lumea și o aduce la Telenești numai o dată dimineața la 28. Și e greluță situația. La și trebuință este, la Telenești venim. Nu avem nimic absolut în sat, în afară de biserica și bisericile și casa de cultură, dar casa de cultură rar când se oficiază ceva. Ar fi bine venit, da. Rutier, lumea este, am înțeles că dimineața este, dar la masă nu-i. Vine pe jos. Numai dimineața la ora 8, dar așa pe jos. Cum când venim. Dimineața nu uiteam când vii înapoi, păschiși pe drum. Ce să facem, da? Este dimineața câteodată, da, nu întâi vreme, dar este. Și când vine înapoi pe vreo? Da, mă, fiecare cu ce are. Dar ar fi, cum credeți, din să fie mai multe rute în sat, să fie un punct medical. Acum vă înțeles că dacă este pe loc, e ceva bun. După ce duc acolo, este și un doctor și aici, așa. Am mers la Consiliul Raional Telenești pentru a vorbi cu președintele raionului Iurie Tulgara. Nu l-am găsit la Consiliu, așa că l-am telefonat pentru a afla dacă cunoaște despre doleanțele locuitorilor din Mihălașa și ce ar putea să întreprindă pentru a le facilita condițiile de trai. Președintele raionului ne-a spus că nu a primit nicio adresare sau plângere de la săteni în care să solicite mai multe rute de transport sau să le fie deschis în sat un punct medical și un oficiu poștal. Pentru mai multe rute de transport ar fi nevoie de resurse financiare, iar acest lucru trebuie discutat cu consilierii, spune președintele de raion.
deja din experiența care o am, cel mai bine e atunci când vine un demers, vine o solicitare, vine o plângere, da? Și atunci se discută și se analizează. Dacă ar fi un demers, o solicitare, am putea să ne expunem. Este comisie, se întrunește, analizează. Nu, președintele este atot puternic și el cu bagheta magică rezolvă întrebările. Satul Mihălașa din raionul Telenești numără 1600 de locuitori. Se riscă să nu poată participa la alegerile prezidențiale din toamnă și la referendumul din 20 octombrie, deoarece Comisia Electorală Centrală a depistat mai multe abateri în activitatea formațiunii. Despre asta a declarat vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica, la o emisiune de la R-Live. Postica mai spune că mai mult decât atât, activitatea Partidului Șanse ar putea fi suspendată pentru jumătate de an. Partidul nu a fost cooperant, nu a prezentat niciun fel de documente în termenul și în timpul și în formatul stabilit de Comisia Electorală Centrală, din care cauză noi am sesizat Ministerul Justiției și Ministerul Justiției s-a adresat în instanța de judecată și acum pe rolul instanței judecătoriei Bălți se află procesul cu privire la limitarea activității Partidului Politic Șanse. Ce înseamnă limitarea activității? Dacă instanța va dispune limitarea activității pe perioadă de jumătate de ani de zile, asta înseamnă că Partidul Politic nu poate desfășura activități de caracter politic, nu poate participa la alegeri, nu poate distribui și funda mijloace de masă, deci ziare, etc., etc. Nu la alegerile din octombrie. Participa la alegeri și nici la referendum. Cu reacție la cele declarate de Pavel Postica a venit președintele Partidului Șansă, Alexei Lungu. El a menționat că declarațiile sale despre suspendarea temporară a activității Partidului Șansă se bazează pe minciuni, manipulări și încălcări grosolane ale dreptului internațional. Aș dori să-i reamintesc domnului Postica că am prezentat în instanță toate dovezile care confirmă intenția rea a autorităților de a curăța câmpul politic de concurenți. Este păcat că domnul Postica nu a menționat că instanța a admis cererea noastră de a verifica constituționalitatea legii pe care CEC a înaintat-o în Parlament pentru a interzice partidele indezirabile. Așteptăm decizia finală a Curții Constituționale. Totodată, Postica nu a informat că legea interzice suspendarea activităților partidelor în perioada preelectorală, prin urmare îl îndemn să își asume cel puțin o anumită responsabilitate și să studieze cadrul legal pe care îl încalcă. O cu totul altă abordare, însă Comisia Electorală Centrală are față de Partidul de Guvernare PAS. Atunci când e vorba de unele sesizări sau încălcări ale legislației electorale pe care le comite PAS, CEC nu le cataloguează ca fiind grave. Drept exemplu, la alegerile locale din toamna anului 2023, Promolex a constatat că PAS a utilizat în mod abuziv resursele administrative într-un număr record de cazuri. Este vorba de implicarea în activități de campanie a persoanelor care dețin funcții publice, organizarea întrunirilor electorale în cadrul instituțiilor publice cu angajații instituțiilor respective și atribuirea de către candidații electorali a meritelor pentru lucrările sau serviciile de uz public efectuate din bani publici. De asemenea, la alegerile locale generale de anul trecut, Poșta Moldovei a livrat 10 de ziare tipărite pentru PAS cu o zi înainte de începerea campaniei electorale. În spațiul public au apărut nemulțumiri, întrucât codul electoral prevede că ziarele, pliantele, buletinele de campanie pot fi transmise la tipar doar cu o zi înainte de începerea oficială a campaniei electorale. Atunci PAS a confirmat că ziarele aparțin formațiunii, însă partidul ar avea un contract încheiat oficial cu Poșta Moldovei. Se pare că partidul de la guvernare încalcă legislația electorală și în acest an. Deputatul neafiliat Vasile Bolea, dar și reprezentanții Mișcării Alternative Naționale au sesizat Comisia Electorală Centrală după ce PAS a distribuit prin țară ziare despre referendumul privind aderarea la UE, în afara campaniei electorale. Ulterior, CEC a venit cu un răspuns și a declarat că nu a depistat nicio încălcare în campania pentru referendum inițiată de Partidul Acțiune și Solidaritate. CEC însă a avertizat formațiunea că va analiza cheltuielile pentru această campanie în raportul financiar al PAS. Totodată, săptămâna trecută, Comisia Electorală Centrală a anunțat că PAS a primit un avertisment să respecte legislația referitoare la partidele politice, fiind somat să transfere în bugetul de stat suma de 370.000 de lei, bani primiți ilegal de la companii care aveau datorii față de bugetul de stat, lucru interzis de lege. Dar și în acest caz, Postica a spus că nu există vreo răspundere.
Cu privire la agitația electorală pentru referendum făcută de PAS înainte ca să înceapă campania electorală pentru Canal 5, vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale a declarat că orice agitație electorală trebuie făcută în strictă conformitate cu prevederile legale și în timpul care este alocat pentru această campanie, fără să se expună dacă PAS a încălcat sau nu legea. Data alegerilor a fost stabilită pentru data de 20 octombrie 2024, respectiv campania de agitație electorală pentru sau contra întrebării supuse referendumului trebuie să înceapă cu 30 de zile înainte de data alegerilor. În același timp, partidele politice sunt libere să desfășoare campanii de publicitate politică, de mesaje, de informare, de comunicare cu cetățenii zi de zi, deci doar cu restricția de rigoare, agitație electorală se face 30 de zile înainte de ziua alegerilor. În ceea ce privește participarea funcționarilor, deputaților, miniștrilor la distribuirea ziarelor de propagandă, deplasările cu mijloace de transport oficiale în localitățile țării pentru a se întâlni cu oamenii și la călătoriile de afaceri în străinătate, unde sunt organizate întâlniri cu diaspora, Postica a răspuns la întrebarea noastră dacă este legal acest lucru și dacă fondurile bugetare nu sunt utilizate în acest scop, după cum urmează. Toate partidele politice, toți concurenții electorali, sunt obligate să raporteze toate cheltuielile de campanie, inclusiv pentru remunerarea muncii simpatizanților și voluntarilor, inclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de transport, diurne, cazare, alimentare, etc., care sunt utilizate direct în campanie electorală. Cât despre scoaterea din cursa electorală a candidaților din partea opoziției la alegerile locale generale din toamna anului trecut, dar și a declarațiilor în adresa partidului politic Șor și a partidului Șansă din partea reprezentanților puterii, care încălcau prezumția nevinovăției, oferind indicații cecului în raport cu deciziile luate în adresa partidelor menționate, Postica a declarat că toate hotărârile aprobate atunci de Comisia Electorală Centrală, în special legate de aplicarea anumitor sancțiuni, au trecut controlul legalității, inclusiv la Curtea Supremă de Justiție, astfel că CEC nu a comis nicio ilegalitate când a scos partidele din cursă. Amintim că înainte de alegerile locale din noiembrie 2023, Comisia Națională pentru Situații Excepționale a decis anularea înregistrării în cursa electorală a tuturor candidaților Partidului Șansă pe buletinul de vot în dreptul tuturor concurenților electorali desemnați de această formațiune a fost aplicată ștampila retras. Compania aeriană Fly One introduce reguli drastice pentru pasagerii curselor Erevan-Chișinău. Potrivit comunicatului, asta se face în contextul evenimentelor recente care au afectat siguranța și securitatea zborurilor, dar și confortul călătorilor. Se menționează că măsurile vor susține eforturile instituțiilor statului în lupta împotriva migrației ilegale, terorismului și altor activități ilicite ce amenință ordinea constituțională. Principalele modificări țin de verificarea pasagerilor. Compania spune că lista acestora va fi transmisă autorităților competente din Moldova până la decolare. Acestea vor efectua verificări suplimentare până la decolare și aterizare pentru a identifica și preveni orice risc potențial de securitate. Doar călătorii care au primit confirmarea că sunt admiși la zbor vor putea continua deplasarea. Cei refuzați sau considerați non grata nu vor putea să-și continue drumul și nu le va fi rambursată contravaloarea biletului achiziționat. Se menționează că în Erevan toți pasagerii vor fi supuși unui control de securitate suplimentar la trecerea frontierei de stat și sau la îmbarcarea în aeronavă. Este instituită și o limită de transportare a numerarului la bordul aeronavelor Fly One la cursele Erevan-Chișinău în valoare de $3,000 sau echivalentul acestei sume în orice valută. Călătorii care dețin mai mult de echivalentul la $3,000 în numerar și nu pot justifica proveniența banilor, nu își vor putea continua deplasarea, avertizează compania. Asta deși conform legislației moldovenești, trebuie declarată doar suma care depășește $10,000. Fly One a precizat că proveniența banilor poate fi confirmată prin documente oficiale emise de autoritățile de stat, angajator, contracte de vânzare, cumpărare, etc. Se menționează că toți pasagerii vor completa un formular prin care vor declara suma de bani pe care o dețin la traversarea frontierei. Pasagerii sunt rugați să fie prezenți la aeroport cu cel puțin 4 ore înainte de decolare pentru a putea parcurge toate formalitățile de securitate. Compania
aeriană Fly One spune că aceste măsuri sunt esențiale pentru a preveni utilizarea teritoriului național pentru activități extremiste, teroriste sau subversive care ar putea destabiliza ordinea constituțională și securitatea statului. De asemenea, măsurile sunt menite să asigure respectarea normelor legale și să prevină activitățile ilegale. Departamentul marketing al Fly One a promis detalii pentru Canal 5, în special de ce noile reguli au fost introduse doar pentru pasagerii acestor curse și de ce banii pentru bilete nu vor fi rambursați celor care nu vor fi lăsați la bord. Dar până la momentul editării acestui material n-am primit răspuns. Pentru Mega TV, președintele Consiliului de Administrație Fly One, Vladimir Cebotar, a spus că noile măsuri au fost introduse la recomandarea autorităților. Fostul judecător din partea Moldovei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Stanislav Pavlovski, spune că introducerea unor reguli noi, fără modificarea legislației, este inacceptabilă. Compania aeriană nu poate introduce noi reguli vamale. Pentru asta trebuie aduse modificări codului vamal. Dacă Parlamentul a făcut asta, este dreptul suveran al statului. Dar acest lucru ar trebui să se aplice nu doar pasagerilor unei anumite destinații, ci tuturor în mod egal. Eu personal cred că asta este o ingerință neîntemeiată în viața privată a omului. Canal 5 a solicitat un comentariu de la Poliția de Frontieră. Purtătorul de cuvânt, Raisa Novitski, a spus că nu știe nimic despre inovațiile de la Fly One. Reprezentanta serviciului Vamal, Tatiana Șompol, nu ne-a răspuns la telefon și mesaje. De menționat că în ultima perioadă pasagerii cursei Erevan-Chișinău se confruntă frecvent cu probleme. Amintim că în aeroport au avut loc rețineri și scandaluri deoarece pasagerii erau supuși controalelor îndelungate și ținuți ore în șir în aerogară, fără a le fi oferite explicații. Unora le-au fost luați banii și telefoanele. Oamenii care s-au pomenit în această situație s-au plâns că polițiștii de frontieră acționau brutal. Oamenii legii au negat orice acuzație și au subliniat că acționează strict în limitele legii. Menționăm că zborul Erevan este deosebit de popular printre compatrioții noștri care revin din Rusia. După militari și rezerviști, a venit rândul polițiștilor de frontieră și carabinierilor să facă antrenamente. La centrul de instruire din cadrul batalionului de geniu Codru se desfășoară cursul de pregătire pentru echipele canine din aceste două entități. Potrivit Ministerului Apărării și Poliției de Frontieră, aplicația este organizată de Marele Stat Major al Armatei Naționale în perioada 1-5 iulie. Scopul exercițiilor este dezvoltarea capacităților de securitate, de recunoaștere și identificare a obiectelor și substanțelor explozive. Deprinderile obținute vor consolida colaborarea interinstituțională și schimbul de bune practici între structurile din Sistemul Național de Securitate, se mai arată în comunicatul Armatei Naționale și în cel al Poliției de Frontieră. Grănicerii participă la sesiuni cu 9 echipe canine, iar carabinierii cu 2, a declarat pentru Canal 5 IGC. Amintim că antrenamentele militarelor, inclusiv internaționale, dar și cele în care sunt incluși rezerviștii moldoveni, s-au cam întețit în ultima perioadă. Acest lucru a fost recunoscut chiar de rezerviști care ne-au mărturisit că nu au mai avut parte de astfel de practici de când au terminat armata. Internauții la fel postează imagini cu tehnică de luptă pe drumurile țării, dar și pe paginile oficiale ale Ministerului Apărării aproape săptămânal sunt publicate mai multe astfel de știri. Instituția ține să ne asigure însă că aceste acțiuni nu sunt legate de situația din regiune și că fac parte din planul de instruiri pentru acest an al Armatei Naționale. Ținem să menționăm că de la izbucnirea războiului în Ucraina, Moldova și-a întărit capacitățile militare prin finanțare de la structurile europene, dar și-a crescut treptat și propriul buget pentru apărare, în ciuda statutului său de neutralitate. Anul trecut, majorarea a fost de 650 de milioane de lei, ajungând până la aproximativ 1 miliard 700 de milioane, iar anul acesta este de aproape 2 miliarde, cu 262 de milioane mai mult față de anul trecut. Asta în timp ce bugetul pentru educație, spre exemplu, a fost redus cu 524 de milioane de lei față de cel din 2023. Autoritățile își propun să crească finanțarea armatei gradual, astfel încât până în 2030 bugetul acesteia să ajungă la 1% din produsul intern brut al țării.
Între 1.500 și 9.000 de euro cereau vamiștii reținuți miercuri de la agenții economici. Cel puțin asta reiese dintr-o interceptare telefonică făcută publică de CNA. Potrivit ofițerilor Centrului Național Anticorupție, patronii de firme și companii se înțelegeau cu inspectorii vamali pentru așa numită protecție. Aici, voi se duc aparte acolo, și aparte de mine. Mă rog, dacă zici și să nu ies pe care și nu ies. Dar doar tot nu ies la o toată cameră. Lasă aici. Mă rășim și mă rog la cameră. Mă rășim și mă rog la cameră. Dacă s-a făcut ce dedicată, dar și spun mai mult. Șeful biroului Vamal Nord și alte 6 funcționari sunt cercetați pentru corupție pasivă de către CNA și procurorii din Chișinău. În urma perchezițiilor, 6 dintre aceștia, inclusiv șeful, au fost reținuți pentru 72 de ore. Funcționarii sunt suspectați pentru pretinderea și primirea sumei ilicite între 1,5 și 9.000 de euro de la persoanele fizice și juridice pentru urgentarea sau eludarea procedurilor vamale. În total au fost desfășurate 21 de percheziții la domiciliile, birourile de serviciu și automobililor funcționarilor vamal din cadrul biroului Vamal Nord, implicați în schema infracțională. Într-o reacție pe pagina sa de Facebook, serviciul Vamal condamnă cu vehemență și nu tolerează acțiunile de corupție în cadrul instituției. Peste 50 de cazuri de rujeolă s-au înregistrat din 5 mai și până în prezent, în comuna Sângerei, noi din raionul Sângerei. Specialiști în sănătatea publică s-au deplasat în zona focarului pentru a convinge familiile să-și vaccineze copiii. Agenția Națională pentru Sănătatea Publică precizează că medicii împreună cu experții ai biroului de țară al OMS s-au deplasat în localitate pentru trasarea măsurilor antiepidemice și de prevenirea răspândirii infecției. S-a constatat că o bună parte din copiii comunei nu sunt vaccinați contra rujeolei, pe motiv că părinții refuză imunizarea. Potrivit ANSP, în comună au fost vaccinate împotriva rujeolei 57 de persoane, inclusiv 32 de copii cu prima doză. Aceste circumstanțe au determinat convocarea ședinței Comisiei Raionale Extraordinare de Sănătate Publică, la care a fost luată decizia desfășurării unei campanii de informare și vaccinare în localitățile Sângerei Noi, Marinești și Trifănești. Pentru mai multe detalii, i-am sunat la Centrul de Sănătate din Sângerei, însă nimeni nu ne-a răspuns la apelurile noastre. Situația cu privire la rujeolă este alarmată și în țara vecină, România. Presa de peste Prut a scris ieri că un copil de 8 luni din Iași a murit, acesta fiind al 19-lea deces provocat de rujeolă. Institutul Național de Sănătate Publică din România raportează că în ultima săptămână s-au înregistrat aproape 600 de îmbolnăviri cu rujeolă, iar numărul total depășește 20.000.